sunt convins că va fi o lansare, țin să la cine sunt prezenți la această lansare. O să încerc să fiu foarte scurt. Atâta spune, în primul rând, această carte e una din acelea care marchează, odată ce ai, te marchează odată ce ai citit-o pe viață. Când a apărut ediția românească și am vrut să scriu câteva rânduri, au apărut în revista electronică online, vorbim despre cele trei iluminări ale lui Alexander Barb. Nu vreau să fiu atât simplu, vorbim de un poet extraordinar, vorbim de o personalitate intelectuală de prim rang a Europei Centrale, de un om care a avut un destin formidabil. Când spui în secolul 20 că cineva a avut un destin formidabil, înseamnă că acel om s-a întâlnit cu diavolul. Veți vedea, citind cartea, și am constatat-o eu însumi, că de fapt sintagma diavolului în istorie, pe care am preluat-o ca titlu al cărții despre comunism și fascism în secolul 20, și care eu aveam în subconștient, pentru uitându-mă din nou pe ediția 3, mi-am dat seama că subliniase. Cândva îți spune la un moment dat în conversație, adevărat în lungul monolog care pretinde a fi un dialog cu Ceslav Mioș, meritul lui Mioș esențial este că îl provoacă pe Barb în această discuție, la un moment dat Barb spune, eu m-am întâlnit în Siberia, în Jumar, cu diavolul. Și Barb întreabă, Mioș întreabă, bine, te-ai întâlnit cu diavolul, te-ai întâlnit cu experiența diavolească a guleagului. Zice, nu, l-am întâlnit chiar pe diavol, veți vedea. Citiți cartea și veți vedea. Și spune, pentru că, într-adevăr, istoria secolului 20 a fost o lungă serie de întâlniri cu diavolul. Fiecare l-am întâlnit și poate acum realizăm de întâi una apoi și veți realiza, citind cartea lui Alexander Barb, că e vorba de, într-adevăr, principiul demonic, dar și de indivizi demonici, că principiile nu au funcționat fără indivizi diabolici. Probabil că m-am gândit când l-am întâlnit eu pe diavol, nu știu dacă în istorie, dar în vie, carne și oasă, și m-am gândit de obligare, plătam în ziua la Sighet, la Muzeul Memorial al Comunismului, cu fiul meu în parc și cu Bogdan Cristianiadov, care mai este aici, cu prietena meu și fost doctorant, și m-am uitat și mi-am dat seama că se uita fix la mine, comandantul Enoiu, pentru prietenii care nu cunosc despre cine vorbim, anchetatorul Enoiu. Să întrebați de unde te-a recunoscut, scrisesem destul de mult despre Enoiu, scrisesem un articol cu titlul Moartea se numește Enoiu și aici vedeam cum se uită moartea la mine, moartea diavolească. Ar fi multe de spus. Ce sunt cele trei iluminări? Foarte simplu spus. Prima iluminare este iluminarea estetică care l-a urmărit pe Barb toată viața. A fost un poet din generația futuristă, a fost un poet al avangarde europene. Da, este, ok. Și da, a fost foarte apropiat de Maiakovski și de tot futurismul. Tu ai citit toată noapte, tu o să ne povestești. Am citit-o de câteva ori. Bun. Asta ar fi o dată, experiența estetică și care culminează cu sinuciderea în 1967 în Franța și care amintește, dacă vă gândiți la experiențele altora de la, eu știu, de la Paul Celan, la Gerasim Luca. Există multe elemente care îi leagă, sunt generația modernistă europeană și la Dumitru și care știe mai multe despre el, o să știu vreodată. Aceasta ar fi prima iluminare. A doua iluminare este iluminarea comunistă. Barb devine unul din posedații acestei ideologii, un om de o cultură extraordinară, veți vedea că știe foarte bine filozofie, citise Biblia și așa mai departe, le-ai citit recent, când și cum, dar în orice caz are de-a face cu un om care este extrem de inteligent și extrem de cultivat. În anii 30, însă foarte mulți oameni inteligenți și extrem de cultivați au căzut, citam cine a spus dimineața în Cartoporia, au căzut la patrie, nu știu dacă tu ai spus-o, dar au căzut vorba lui Venus Liber și sunt multe elemente care ți-am și de Venus Liber. Deci aceasta e a doua mare iluminare a experienței lui Barb și a treia este experiența de convertire. Deci convertire la comunism și apoi a deconvertirii care coincide și aici aș face legătura cu experiența Steinhardt pentru noi, este îmbrățișarea în gulag. Tot așa cum Steinhardt s-a convertit știindul, a cunoscut în ultima instanță de origine evreu, s-a transformat într-un creștin ortodox român care se considera evreu în continuare, că evreitatea nu dispare, nici Iisus a murit evreu în ultima instanță și Sfântul Pavel tot evreu a murit, asta nu se schimbă prin convertire. E bine, a treia iluminare este deconvertirea.
respectivă spărțire de utopie și aceasta avea să culmineze în cartea pe care sunt foarte fericit că pot să vă recomand aici. M-am gândit să vă citesc, dar cred că nu mai vreau să vorbesc cu colegii mei. Însă vă îndemn, unu, să o cumpărați. Nu veți regreta nicio secundă, credeți-mă, mentă timpii. Al doilea lucru este, citiți-o de la un capăt la altul, dar dacă îmi veți face încredere la acest capitol, vă îndemn să citiți paginile 540 până la 543. Și veți vedea că este fapt de bine mărturisitor. Este o carte a mărturisitorului. Îi se cere de către un vechi bolșevic, Steklov, să... Deci în englește pe Nehamka Steklov, fost redactor șef ajung la Pravda, nu mai știu ce funcții definise, și care ajunge în Gulag, discuțiile despre Stalin și la sfârșit, deci pronunță pentru prima dată numele, prenumele, nu Nicolae, cum se rusificase și revine la prenumele său evreiesc și spune, tu trebuie să trăiești, spune Nicolae, pentru a povesti cum a murit bătrânul Nehamka Steklov în acest lagăr. Este una dintre cele mai... O țin minte pentru că a fost excerpt, cum se zice, o țin minte mie, eu duc, când am văzut cartea, o pagină întreagă a fost dedicată acestui moment. Să ții minte și să povestești cum a murit Steklov. Acestea fiind zis, o să vorbesc pe Corea să spună acolo.